Piața teatrului. Piața. Povestea ta de dinainte. Piața. Înălțime. Eram în Londra, primul Crăciun alături de ea. Habar n-aveam ce cadou să-i fac. M-am bucurat când ea mi-a zis timidă că nici ea nu știe. Am hotărât să mergem împreună în Winter Wonderland să ne distrăm. Ce simplu și eliberator dacă suferi de anxietate când vrei să faci un cadou. Doar că nu știam ce mă așteaptă. Am ajuns acolo, ne-am oprit și am mâncat langoși cu brânză. Apoi ne-am urcat într-un bar carusel, am luat niște șaturi. Hai să ne dăm în chestii! Hai! Prima oprire. Un turn înalt care te urcă și apoi coboară cu viteză. De ce l-o fi pus ăștia exact la intrare? 85 de metri înălțime. Hangover Drop Tower. De ce hangover? Bine, măcar că am apucat să beau niște șoturi înainte. Eu am rău de înălțime. Nu știu exact ce presupune chestia asta, doar că eu simt că nu mai simt picioarele. Stând la rând, nu ai altceva de făcut decât să te uiți la alții cum urlă de fericire, de frică, habar n-ai de ce. Urlă și la coborâre și la urcare. Unii chiar leșină. Dar cumva ai apucat să cumperi deja bilete și nu prea mai ai cum să te răzgândești. Mă uit la ea, e entuziasmată, îi sticlesc ochii, un MC țipă pe acolo, e muzică, toată lumea e bine dispusă, eu simt că nu mai simt nimic. Vine cineva, te leagă de scaun, dar normal că vrei să verifici și tu, tragi de alea de acolo, să fii sigur că poate că... Doamne ajută! De urcat, urci încet. Ai timp să echivalezi distanța până la pământ în etaje de bloc. Când nu mai știi la ce etaj ești, te uiți în depărtare. Încerci să-ți controlezi respirația, vezi că-ți sare inima din piept, nu știi cât mai durează urcarea, dar parcă de jos turnul nu părea așa de înalt, nu? Dar cât mai urcăm? Se oprește drăcia. Aha, gata! Ești acum ai timp. Ai timp să te gândești la toate. Vai, ce frumos! Vai, ce frumos se vede de sus! Vai, am făcut-o și pe asta! De oare cât ne mai ține până ne dă drumul? Bă, s-a blocat sau ce naiba? Apoi se face liniște. Te bucuri, inima pare la locul ei, îți poți deslipi mâinile de pe hamul în care ești legat. Eu am apucat chiar să-mi dau seama că nu e ăla momentul în care o să mor și asta m-a liniștit. De fapt, doar asta m-a liniștit. Și cobori. Cobori cu o viteză de-ți simți stomacul și langoșul și șoturile direct în gât. Te întreb dacă vomiți sau faci infart. Eu n-am țipat. Nu știu dacă pentru că nu mai aveam aer sau pentru că nu voiam să mor țipând, dar viteza cu care cobori îți creează impresia că n-are cum să se oprească în siguranță până jos. Dar se oprește. Te dai jos, respiri, îți tremură puțin picioarele, te scuturi și cum a fost? Păi, înveți despre tine. Că nu ai făcut pe tine și chiar te-ai bucurat de ceva ce n-ai făcut în viața ta crezând că nu poți duce nici fizic, nici psihic. Oricum, celelalte ride-uri din parc au fost și ele provocatoare, dar după ce ai început cu cea mai înspăimântătoare pentru tine, îți faci planuri să sari cu parapanta, să faci bungee jumping, începe să-ți placă să faci lucruri pe care nu credeai că poți sau ai vrea să le faci.